Bună seara, oameni buni! Avem un subiect foarte interesant în legătură cu oamenii care nu au înțeles faza cu portocalele. Deci, mami au vrut să-și facă coșul frumos în bucătărie și au zis că să lași ei acolo portocale. Mami nu mâncă portocale, fiindcă sunt dulci și ridică diabetul. Ea a vrut să rămână acolo doar ca să arate în coș frumos. Că au zis că vrea să-și facă să arate coșul ei frumos. Dar chestia care e că dacă le lasă acolo, ar fi rămas reci, că acolo e răcoare. Și eu și Natalia amândoi tușim. Am văzut unele persoane care m-au făcut egoist, care m-au făcut tot felul, nici n-am citit mesajul tot. L-am și blocat, fiindcă dacă nu știe, n-are ce să vorbească așa iurea să mă acuze pe nedrept. Aici era o făcătoare lângă mine. Eu nu sunt o făcătoare. Explică! Într-adevăr, eu n-ar fi mâncat portocală. Într-adevăr, am vrut să-mi arate coșul meu frumos. Și ce era? Numai trei portocale, vă dați seama. Dacă ar fi fost poate vreo 10, m-ar fi lăsat și mie vreo 2-3 în coș. Dar așa, la ce să-mi lase din trei portocale? Dar acolo, dacă rămân, ele Da, e rămân reci. adevărat, da. Și nu le mânc așa, nici eu, nici Natalia, că Da. amândoi tușim și avem tusă. Nu. Acum, eu, din privința asta, eu îmi cer scuze pentru Daci că au zis că au blocat pe două persoane. Păi amândouă Nu m-au făcut. trebuia Da, să le blochez. fiindcă dacă las acolo mesajele, atunci mai multă lume zice că da, așa îi, Daci, așa, 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 și n-am nevoie de așa ceva să mă judece pe nedrept. Dacă vrea să vadă despre ce e vorba, le dau numărul de telefon să mă contacteze și să îmi spună mie direct că sunt egoist și așa. Nu să pun acolo public să vadă o grămadă de lume și să-și facă tot felul de păreri despre mine, despre noi. Nu am nevoie de comentarii de genul ăsta. Ne cerem scuze pentru nimicurile astea. Sincer. Sincer ne cerem scuze. Nu trebuia să se întâmple asta, dar... Nu se întâmplă dacă oamenii nu vorbesc aiurea, mami. Domnul să vă binecuvinteze. Atât am de spus. Ați prezentat plăcinta asta? Dacă tot facem video. Eu nu mănc acum. Am mâncat. Nu, bine. No, vă dorim o seară binecuvântată, ne cerem scuze. A fost o neînțelegere, cum să zice, dar ăsta e Dar adevărul, să că nu se mai... într-adevăr eu am vrut să rămân în coș frumos, atât. Eu le-am adus înăuntru să le mâncăm, că astea sunt preferatele mele și Cu sunt atâta toate că de eu am luat portocale zămoase. astăzi, Păi ai luat câteva chile acolo. 2-3 kg am luat, dar aia au fost mai mari, deci alea trei ce au luat, aceia erau mari. Și da, iurea, nu. Așa cum se zice, m-am tras de șret cu Daci, că las aici, nu știu ce. Dar nu pentru să mânc eu, nici vorbă de așa ceva. La noi în familie nu există dacă eu cer ceva să nu se ofere, că dar suntem familie. Da, nu știu cum sunteți voi, dar egoism, deci eu nu La sunt noi nu egoism. există așa ceva. Nu-s egoism, nu-s zgârcit, așa ceva la mine nu există. Și nici mândru și mai eu știu câte... Nu-s perfect, dar așa ceva chiar nu-mi place. Ce nu-mi place la mine e că mai ies câteodată așa, mai vulcanic. Și asta trebuie să îmbunătățesc la mine. Dar... No, în fine, nu zgârcit, nici egoist și lucrurile astea nu sunt la noi în familie și nu au rost, nu și-au rost. Dar mă supăr că suntem în aprilie, ne cunoașteți de 3 ani și să-mi spuneți că pentru o portocală, măi, la o portocală să nu mănânce mama mea. Doamne, ferește.
ce fel de oameni sunt ăștia care Dar judecă așa. lasă, nu vorbi așa. Nu, în fel, în fine, nu mai Nu. spun nimic. Asta a fost o neînțelegere, atâta tot. Eu Ok. vă doresc, Domnul, să vă binecuvinteze și îmi pare rău că s-a ajuns la o problemă care nu are rostul. Nu are rost. Deci, dumneavoastră a spus într-un fel, dați eu înțeles în alt fel și... Eu am înțeles că își dau cu părerea fără să cunoască și fără să știe detalii. Putea să întrebe, nu să mă acuze direct. Nu, în sfârșit. Ăsta e adevărul că eu n-am vrut să o mânc, numai să o pun acolo De deasupra fusă. frumusețe. Da. Păi eu am luat-o să mânc. Am mâncat una Am deja luat împreună cu Angie, aia mare. vreo 2 kg de mere, am luat vreo 2-3 kg de portocale, ca să fie așa frumos, nu numai frumos în coș, acum de anul nou să am ceva fructe în casă. Încă mâine, dacă mă ajută Dumnezeu și mă duc, cine știe pe unde, poate mai iau ceva și completez în coșul ăla, ca să fie acolo De frumusețe. și de frumusețe și dacă vine cineva la noi să am un fruct în casă. Atâta tot. Ce mâine ce vrei să faci? Eu sunt multe lucruri care nu folosesc. Un exemplu, portocale dacă mânc o felie sau banane de fel sau multe care sunt dulci, care sunt dulci, nu pot să folosesc. Eu mere, într-adevăr, măr mai acruț, așa pot să servesc, să mănânc. Și chiar și struguri. Dacă sunt mai acruțe, mai iau și eu câteva boabe. Dar nu-mi permită care sunt fructe dulci care să le folosesc. O trecut vara și n-am mâncat 3 caise. Sau mai știu eu. Persici am mâncat care sunt mai acruțe. Chiar și struguri care sunt așa mai... nu sunt așa dulci. O trecut vara și n-am mâncat o felie de lubeniță, că sunt foarte dulci. Pepene verde, cum se zice. Sau o trecut vara și n-am mâncat pepene. Deci n-am mâncat. Pepene galben. Pepene galben, că fiindcă sunt dulci, sunt foarte dulci. Dar câte o pară care așa mai bate așa spre acruț, am mâncat. Dar perele care sunt dulci, dulci, la fel n-am mâncat. Și asta ce am luat eu e un soi atât de dulce că zici că pun zahăr pe el. Deci sunt multe fructe care nu mă ating. Dar să știți că smochine, astea românești care avem noi, am mai folosit. Dar ales Și bune pentru diabet. bune, alea care sunt, că nu vorbesc și eu așa mai pe domnește. Smochinele care sunt nu așa coapte tare, ele conține un lăptișor și ăla face bine la cei care au diabet. Chiar am văzut la o turcoaică care a mers cu o farfurioară mică și o pus pe farfurie câteva picături de la smochin, câteva picături de lăptișor din ăla. Și acolo, direct în grădină unde era, o pus păstă lapte și mi-a suntegat și s-a făcut De la smochin? brânză. Da. Da. Poate asta e chestia cu diabetul, că Nu știu ce faci la diabet, dar știu că poți să mănci. îl absorbe, poate. Câteva bucăți poți să mănci, care nu sunt așa bine coapte. Eu vă doresc o seară binecuvântată și să ne scuzați. Atât am de spus. Pace, la revedere!